Salutare pescare, am revenit cu captura acasă, am spus că vom popula balta cu ten și cu crab. Hai să vedem care cum își revin. Avem și două bucăți mai frumoase. Ia să vedem. Hai să dăm drumul la proiectul ăsta mic de ten. Ia uite ce ten frumos. Hai să vedem dacă pleacă. Gata, s-a dus direct. Ia uite aici. Ten frumos. Ăsta pleacă, dar nu-i nu stă la discuții, că mă face pe mine. O, ușor. Hai. Haide așa. Da, da. Hai să vedem crapii. Ce vorbești, tata? Așa, la vreo 3 kg, jumate, 4. Ia uite ce. E, tata. Își revine, își revine că dă din coadă. O, ușor. Avem aici un ten mare. Și mai avem un crap mare. Ia să vedem. Ușor, ușor, tata. Ia uite ce mi-ați. Da? Dă-te ușor. Hai. Își devine ușor, păi n-am ce să-i fac, dai seama. Și aici mai avem un ten mare. Frumos tenul. Îl mai las un pic aici, vreau să fac o poză cu ăsta. O să-l păstă așa, hai să băgăm pe ăștia la alții. Că ăsta nu e, ăsta e... Nu, stai să-i dau drumul la ăștia. Mai am pe ăștia mare aici, una oglindă tot așa mare. Hai să vedem. N-am avut în ce. Mai am pe aia mare și aia plină. Ia uite ce bucăți aici. Eu sper că o să-și revină, dacă nu, vor fi băgați la tocăniță, cum s-ar zice. Ia uite ce puie mare aici asta. Hai, revină-ți, băiat. Lasă-l, că dacă își revine bine, dacă nu, n-am ce să-i fac. Așa. Uite aici am cu oglindă. Aoleu, mamă. Nu știu dacă își revine, ăsta e mai vioi, văd. Hai, băiat. Ăla gata, s-a dus. Mai avem aici un ten. Uite. O mai frumuseți. Aia s-a dus direct. Ăsta e mai problematic. Să se oxigenezi vreacă la branche, știi? Mai avem tenul ăsta mare. Ăsta are vreun kil jumate, cred. Hai că vedem dacă își revin. Baltă să umple în continuare. Ce să zic, îl băgăm imediat și pe ăsta fac și o poză. Băgăm și tenul. Stai că vedem. Am făcut și o poză cu asta, frumos, s-a dus. Stai mare. Lasă că își revine la ăsta să văd dacă ai o greblă aici. Trebuie să-l agăț, să-i fac un pic așa, să-i intre apa la branchi, dacă nu, nu-și revine. El dă, dar nu... Asta e. Ce să zic?